dragii mei, este 5 dimineața și am ajuns în... Am intrat, de fapt, în Turcia și ne îndreptăm spre locul în care trebuie să ajungem, în Istanbul, mai exact. Suntem fresh după... Nu știu câte ori dimers. Nu, au trecut 12, au trecut mai puține. De la cât am plecat? De la 8? 9:30 seara și este 5 dimineața. Cel puțin eu mă simt fresh după două Red Bull. Puteți vedeți după fața mea așa. Da, și o să vă arăt ce să mai facem. Vă pup! Suntem aici în Istanbul și acum mergem ca să găsesc hotel, evident. Și evident că o să vă arăt camera și evident că o să facem un tur al camerei și evident că o să ne delectăm acolo cu nebunii. O să vedeți voi ce o să facem noi. Oricum, nu vă mai zic nimic, că oricum o să vedeți voi. Poate să mergeți la piscină. Rămâneți aproape. Hai să vă mai arăt așa un pic din ce e aici, că v-am arătat, sunt palmieri. Bine, afară e cam urât, dar nu contează, noi avem un vibe excepțional, așa cum trebuie să-l avem, dar nu contează că e vremirea, că e vremii bunul, zâmbet pe buzi. Suntem frumoase, mereu suntem cele mai frumoase, așa că gata, haideți, vă pupăcez. Să vă arăt pe aici, da? Cine între? Sunt fratele meu, Mihai Țibos. Și ce? Glumile lor, pe care nu le înțeleg decât ei, dar mă rog. Dragii mei, nu băgați în seamă că ei așa vorbesc cu mine ori și aceste glume sunt greu de descifrat pentru mine. Tocmai. Ar trebui să râd și eu, nu? Care știu, da. Da. Ha, ha, ha. Care este soluția? De ce uitați palmierii? Lăsați-i pace, nu mai băgați în seamă. Da. Și ne îndreptăm spre hotel. Gata, gata, la revedere, pa! Dragii mei, vlog cu găleata aici și am ajuns într-un final la hotel, că dăm de bagaje și trebuie să vă arăt hotelul, e minunat!
Acesta albe. Bine, oricum o să vedem intrarea acum, acum. Râmul făgăduinței. Sunt fleșcă. Deci sunt aici într-un lift gold. Exact culoarea mea favorită. Și sunt fleașcă. Și mă vedeți în două direcții, observ. Abia aștept să văd camera. Mi-a luat și geama ta, nu? Să nu care eu nimic. Ha. Acum urmează să vedem camera. Și eu sunt foarte curioasă. Prima reacție a mea. Deci asta o să fie reacție. Camera mea de hotel din Istanbul. Wow. Deci am rămas impresionată de hotel. Îmi place la nebunie. Are piscina, are toate nebunile. Abia aștept. Yay! This is your room, your room number 1104. Just follow me. This is your reservation here. Okay. There is a television beyond the glass. There is a bathroom and toilet here. There is a telephone. If you need anything, just call the zero. Okay. And start the TV. The remote control, okay? There is a remote control. Just put on the remote control, it's all finished. Okay. And always you need to keep this inside because of electrician. For the lights. Okay? Mm-hmm. Okay. Yes, and also remote control here. Just put on the remote control, it will work AC. Okay, okay. Thank you. Thank you. Trebuia să-i dau bacșiș? Astăzi. Nu știam. Nu-i problemă. Lasă că doar oricum. Ai timp. Mai mari decât camera. Priveliște! Priveliște, hai să mergem să vedem. Stai puțin, lasă-o. Puțin să distreze. Dragii mei, aceasta este camera mea. Baie. Reacția mea a fost, hai baia, dar chiar că în baie n-am fost. Baia e interesantă. Ia să vedem aici dușul ăsta. Să intre, să vezi. Wow! Super! Super! Gata, dragii mei? Vorbim aici, vorbim. Rămânem pe fir. Wi-Fi. Da, și ce vreau să zic, sunt obosită pentru că n-am dormit de multe ore și poate de asta mai vorbesc așa iurea uneori. O să vă mai fac așa o mică filmare, vedeți pe ce restaurant. O să vă fac o mică filmare să vedeți cum este acest restaurant. Și ce să vă zic, terminat de oboseală. Terminată de oboseală. Mi-am comandat și eu ceai, evident că dacă mergi în... Da, am pus degete. Evident că dacă mergi în Turcia, trebuie să-ți comanzi ceai și mi-am comandat și eu ceai. Deci abia aștept să văd care este gustul, ce părere o să am. Îi vedeam în film bând ceai și așa pare că mi-era poftă, zic, mamă, deci un ceai, te rog. Așa și eu acum. Vedeți părul meu proaspăt coafat ieri. Cum s-a făcut acum, cred, n-am ce să fac. Plouă cu găleata aici. Și să vă zic cum este ceaiul ăsta. Cei de capul lui. Acum servim ceaiul. Așa cum am văzut în filmele turcești. N-am dexteritatea asta. Trebuie să ții de aici, cred. Și așa... Cam tare. E așa înțepător, așa. Dar e bun, adică are gust de plante. Cred că e din plante, nu?
Vine mâncarea. Nu am apucat să filmez, pentru că nu mai pot de foame și s-au înfructat deja, dar asta e de partea casei, nu este ceea ce am comandat noi. Urmează și ce am comandat noi, dar aici sunt foarte amabiloși. Cu fasturi.